voi ce îmi place să mănânc aici sunt Kota Kinabalu, Malaysia de Est, aproape de Brunei. Stau până mâine aici și mâine seară zbor în Brunei și hai să vă arăt Kota Kinabalu. Deci, aseară am ajuns aici. Mi se pare așa un cocheț. Aici e Ramadanul, dar ci că e și populație creștină și e posibil să găsesc mâncare în timpul zilei. Oricum, probabil, dacă mă duc la mall, găsesc pe acolo. Aseară am mâncat la McDonald's, că nu știu, nu prea mi-a plăcut mâncarea. Arăta dubios, am fost aici pe mal la ceva market, dar nu mi-a plăcut acolo deloc. Azi vom vedea ce am găsit. Deci acolo am fost, unde sunt arabele alea dincolo. Bă, vremea aici, nu știu ce să zic, e cam ca în Singapore. Sara poate și mai rău. Amui ok că bate vântul, dar dacă n-ar bate vântul, ar fi nașpa rău. Plus orașul e așa dubios, adică ieri seara aici era o grămadă de copii ce aruncau cu petărzi, alții pușcau de-alea artificii. Deci mi s-a părut dubios, nu? Comparativ cu Kuala Lumpur, de exemplu. Bine, am în Kuala Lumpur n-am fost păstătă, dar nu știu, ăsta e chiar centru, știi? Ce am mai văzut aseară era o grămadă de șobolani, mai ales acolo unde stau eu, la The Shore, zice, voi arăta. Bă, o grămadă de șobolani. Deci asta e o insulă. Nu știu, cred că Borneo îi zice sau ceva în gen. Eu mă duc amu către mall și dacă găsesc ceva de mâncare voi arăta, dar unde am văzut eu aseară mâncare, amu nu mai e acolo. Erau tarabe de-astea. Aș mere pe falezele, hai să vedem. De la aeroport am venit cu taxi, 11 lei. Asta îmi place în Malaysia, taxiurile sunt extraordinar de ieftine. În Filipine mi-ar fi luat, nu știu, poate dublu pe aceeași distanță. Aici ci că vin turiști chinezi, coreeni. Amu nu prea mi se pare că sunt turiști, dar nu știu exact când vin. Dar ci că poți face scuba diving, stă felul de chestii, că e o insulă ci că interesantă. Eu tot am vrut să vin pe aici și, nu știu, aveam impresia că nu pot veni, că ceva chestii la pașaport, dar poți veni, adică nu-i mare lucru. Numai ci că dacă vii din Kuala Lumpur, nimă, ce pasăre. Deci dacă vii din Kuala Lumpur, îți mai pune, nu știu cum, o ștampilă pe pașaport, ceva în genul. Dar n-arată rău, a? Bă, ce? A, e de la ochelari. Da, sunt închise astea, niteche. Hai că mă duc către mall. Și am ui ora a două sau trei după masă. Nu-i rău pe malul mării, ce să zic. Pare ok, mai vezi cât e un bar de ăsta deschis. Dar cred că-s baruri, așa îmi dau impresia. Hello! No, thank you, just walking. Asta e când încerc să revin la drumul principal, nu știu pe unde trebuie să mă duc. Aici se termină. Uite pe aici. Na, hai că zona asta parcă e o leacă mai interesantă. Da, dar e cald aici, mă, și umiditatea. Dar bate vântul, asta e partea bună. Dacă n-ar bate vântul, ar fi nașpa rău, ca în Singapore. Na, ni astea erau pe aici. Un fel de împinge tava, dar deja. Ei, nu știu dacă vedeți, aici la Cozoroc s-a dus materialul, dar s-a dus că am băgat șapca mă la mașina de spălat și nu știu cum te s-a frecat acolo și zici că așa e modelul, dar nu e așa. Simplu, tot am spălat-o și cu cât am spălat-o mai mult, cu atâta se lungea rana aia sau cum să zic, nu știu, despărțitura aia. Na, deci cam asta e Kota Kinabalu. Era nu știu ce biserică, tot o vedeam în poze, dar nu știu unde e aia, că n-am găsit-o. Și mall-ul ei, cred că paci pe undeva. Deci am venit 20 de minute și noroc că bate vântul, altfel eram urblioarcă. Și așa nu sunt foarte departe. No, hai că ci că ăsta ar fi mall-ul. Aia mă apasă pe pedala aia, că vezi că încerc și eu să trec pace. Uai, ce mă enervează. No, bun, hai să merem să vedem. Bă, cum trage aia în pipetă. Nu știu dacă ați văzut. Nu știu cum îi zice la chestia aia de trași fum. Deci trăja până vălul ăla ce l-are pe față. A, păi aici sunt mai prostii de-astea. Seoul Garden. Și băgau un nasile mari, nu?
Vedeți ce ventilatoare au acolo deasupra. Așa și în stațiile de metrou din Singapore. Bine, am unui metrou, îi tren de la pe deasupra. Tot așa. În Dubai, în schimb, aer condiționat, dar bine, acolo e și mai cald, mai ales vară. Hai să vedem. Bă, nu știu unde e mâncare, mă, cred că aici jos e. Hai că văd ce restaurant e. H&M. Când mă duc în Dubai, de fapt nu, când vin în Dubai acasă, trebuie să-mi iau de la... Cam câte grade or fi la mea? În aprilie, pe la sfârșit. Nu știu, poate trebuie să-mi iau haine, gen. Aiba, mă, toată lumea coboară, no, duceți-vă, dacă toți v-ați băgat, am acolo. No, hai, gata. Ia să văd cât e aici. US dollars. Ce, 0,20? 0,20 ce? Euro, 4,96, o mizerie. Deci, we buy, we sell. Du-te, mă, și cu uite. Subway, să mă lasă. Hai să mă plimb, de fapt, să văd ce-i pe aici. Deci, adică, copii. Aș băga un Nasile Mag la KFC. De la cum scrie la cărticică, dar mi se pare parcă mai bun la McDonald's, nu știu ce să zic. Deci vedeți că sunt cursuri valutare mai ok acolo, pe lângă mine, la vreo 5 minute. 5-11, aici îți dădea la 4-9-6. Toate la 100 de euro ăștia ies pe minus cu, nu știu cu cât. 4-9-6, 15 lei, 3 euro. Adesa. Bibol. Hai, bol. Hai să vedem ce Dubai, eu nici n-am auzit, dar hai să vedem care are Nasile Mag. Nu-mi dau seama ce e asta. Zici care și Nasile Mag. A, nu e. A, dă-l încolo. Nu e Dubuio, Urban Korean Food. Ce, mă, cine mâncă, frate, mâncare coreană la modul neironic? Hai să fim serioși. Ca și cum ai mânca, nu știu, mâncare olandeză, știi, adică... Bă, unde am văzut, mă, aia am primit-o? Da, uite, Nasi Le Mac, aia am goreng. Nasi, aia am primit. Hai că-s curios cum e aici. Pui, n-au bine, mă, deci n-au avut Asi, aia am primit, Nasi, aia am primit, ce numai Nasi Le Mac. Am asta este. No, ia fiți atenți, mi-a ajuns și ala. La cum arată puiul ăsta, nu mă aștept să fie nu știu cât de bun, dar o vedea. Da. Hai să vedem. Hai că-s curios de sambalul ăsta. La McDonald's aseară era ok sambalul. Dar nu știu, mai deschis la culoare, parcă. Parcă e zacuscă picantă. Nu știu ce e asta, piept de pui sau ce? Total vreo 20-23 de lei. Interesant. Castraveți zmurați. Și morcovi. Dat cu oțet. De fapt, nu cred că sunt castraveți zmurați. Cred că-ți dați cu oțet. Așa am de impresie. Astea sunt clumbile. Peștele la micuț. Nu, e ok. Mă așteptam să fie mai nașpa, dar e ok. Deci călătoria mea o să fie așa. Mâine zbor Brunei, noaptea, seara. Două zile în Brunei. Acolo s-a încheiat și clipul ăsta.
apoi Kuala Lumpur, 2-3 zile, stau să mânc acolo, zbor Dubai, mi-am luat și zborul către București, era cred că e în 11 sau în 13 aprilie, și apoi în Dubai zbor în 3 și între 3 și 11, voi vedea că ori mă ducem cu Kuwait, ori Oman, ori stau în Dubai, nu știu, voi vedea. Poliția asta. Hai că mai-mi iau o băutură, că mor de foame. Grosetă. Dar e chiar interesant sambalul ăsta. Așa de știți de culoare. Îmi place. Uspe e zacus. No, deci cam asta e. Îl mânc și mă duc de pace. Stați așa, ne? Deci, următoarea zi, azi mă duc către Brunei. Da? Vă arat apartamentul înainte. Dormitorul, nu știu cât am dat aici, 30 și ceva de euro pe noapte. La The Shore, îi zice. Baia, dai cu picioarele acolo, îți faci urme la gerunți. No, bun. Deci da, de seară am zborul, cred că la ora 10, ajung la 11 în Brunei, stau mâine și poi mâine zbor către Kuala Lumpur, dar azi merem să mâncăm unde am mâncat eu aseară, m-am surprins mâncarea, au 3 feluri de sambal, las că-ți vedea. No, și veniți aici la Cabel Joi, zice. Hai să vă arăt. Păi, no, bine, fiți atenți. Deci sunt 3 feluri de sambal. Mamă mie. Și puiul și orezul. Deci asta e un fel de ayam penyet sau ceva în gen. Dar puiul ăsta e excelent, că l-am mâncat aseară. No, bine, hai să băgăm. No, măi, ok. Sambalul, sincer, nu prea mă impresionează. Nu e neapărat genul meu. Dar puiul, în schimb, e excelent. No, bine, atunci ne auzim de seara când merem către aeroport. Hui, no, vine seara, imediat lăsăm Kota Kinabalu și merem către Brunei. Bă, cum îmi stă părul? Mi-am dat cu piaptă, nu că am vrut să mi-l dau așa pe spate și am uitat de el și am zis că nu știu cum arată. No, deci zburăm în Brunei, cel mai scurt zbor pe care cred că l-am avut în viața mea. Oficial de 40 de minute, în realitate de vreo 20 de minute, cred că sub 200 de kilometri între Brunei și Kota Kinabalu. Hai că vedem cum a fi. Gata, am făcut check-in-ul, nu era nimeni la coadă și hai să merem. No, bine, am trecut de tătie, hai să merem să mâncăm undeva, dar nu prea văd restaurante. Deci numai un Starbucks, atât ai pe aici. No, hai că mânc mizeriile astea și mai am încă o oră jumate. Bă, m-am pus în fotolii de-astea ce face masaj. Bă, mama mia, ce mă lucrează, mă. Ai, 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 nică de-a dreptul. No, bun, hai să vedem cum am zburat 20 de minute. Deja cam suntem în întârziere, dar nu. Mie mi-a dat sugar cane. Hai că pare ok. Ca Air Asia. Ui, și bine, al treilea loc din spate, ca de obicei, da? Pă, culoare, tot timpul călătoresc așa, deci eu tot timpul îmi cumpăr locul ăsta. Chiar dacă plătesc în plus, da, mă rog, asta este. Ui, bă, ce-s curios aici, e dacă, gen, după ce decolează, îți mai pune aia că poți desface centura. Sau efectiv decolează și aterizează fără să se plimbe nimeni până în avion. Nici stewardese, nici nimeni. Deci, ne. No, deci am luat decolat. Și imediat aterizăm. Da, și semnul de centuri a rămas tot aprins, deci nu-ți poți da jos centura. Bă, am trecut rapid, aeroportul ăsta e părăsit, deci nu-i nimeni el. Noroc că mi-am luat roaming în cartela aia de Malaysia, Celcom Digi, și nu există nici exchange, nimic. E praf. Deci zice că ar fi un autobuz pe aici. Nu știu dacă îi. Nici nu știu unde îi, că nici taxiuri nu văd, aia e fost. Deci nu văd nimica. Ne, cred că acolo e stația.
Stai să văd cum circulă pe aici. Bă, circulă numai până la 8 seara, mă. Voi vă dați seama ce cocheț. Realizați în ce cocheț am ajuns și am ui 10 seara. Dar nu știu, că mi-apare pe Movit că trebuie să vină unul. Dar păi nu știu, hai că mai stau vreo 5 minute, că mi-apare că vine în vreo 5 minute și văd după aia. Bă, e cald și pe aici de numai. Cred că nu-i chiar ca în Singapore, dar e cald. Ui, bă, vă zic sincer că mă chem, că nu cred că a venit și a trebuit să iau taxi, dar nu prea sunt taxiuri. E unul aici, dar nu știu dacă mere undeva ăla. E și 28 la jumate, ci că ar trebui să pornească, dar ci, dar nu-i nimic aici. După cum am citit pe net, erau care ziceau că ori aștepta 2 ceasuri. E dubios rău aeroportul ăsta. Deci 510. Deci 511509. 510 unde? Uite, ultima. Ia să vedem, e ceva de aia sau nu. Ok. Bă, miroase a fum. Mi-a dat de aia de fumători. Nu am să vezi nimic aici. Hai mă, de o checoușe cu no, asta este. Mi-au mirosit toate hainele a fum. Când au plecat de aici, le-au spăla în Kuala Lumpur. Am, asta este. No, hai că mă duc eu să mânc pe undeva. Nu mi-e neapărat foame, dar n-am ce face la hotel, că e numai 11 fără nu știu cât. Ce mi se pare aici e că efectiv nu-i nimeni. Adică și hotelul zici că e părăsit, străzile părăsite. Nu sunt 7-Eleven-uri sau din astea să-mi iau apă, noroc că am în cameră. Deci nu există nimic. Și am văzut niște restaurante, dar-ți da astea burger și prostii din astea. Bă, deci nu exagerez, efectiv nu vezi o mașină. Deci nimic. Ai zice că e, nu știu, 3 dimineața, dar e numai 11 fără un sfert. Bă, deci chiar nu-i nimeni pe stradă. Nu vine să cred. Hai că mă duc aici, nu la Pizza Hut, ce deasupra lui, London, nu știu cum, că văd că ăsta e singurul deschis, în rest e praf. Mi-am luat fish and chips. Bă, n-arată rău, nici nu miroase rău. Decent. Hai să vedem, cartofii congelați, aștept și ice tea. Ui, no bune, hai să începem. Mă, ce să zic, peștele mere, sosul ăla e jalnic, coleslaw ok, cartofii nu. Iar ice tea e ok. No, bine atunci, ne auzim mâine, sper să găsesc ceva să mânc, aici e Ramadanul și aici e și mai rău, găsesc și mai rău mâncare. Hui, am ajuns în Brunei, capitala se numește Bandar Seri Begavan, cred că. Și hai că ne plimbăm, aseară am ajuns, după cum ați văzut. Hui, nu, hai că vă povestesc. Hai că acei centru, nu știu dacă o găsim mâncare, hai că vedem. Nonica, pe timpul zilei zici că e un pic de trafic pe aici. Nu știu ce e la Palatul Prezidențial. Deci Brunei e o țară destul de bogată din Asia, una dintre cele mai bogate de altfel, dar după cum vedeți, e și una dintre cele mai, nu știu, puțin populate. E caldă numai. Nu e apa. Nu-i trafic, nu-i nimica. Nu știu pe unde să mă duc, cred că în partea aia e biserica aia lor. Hai că-mi vedea-o. Și da, deci am ajuns pe aici, cum ați văzut, în aeroport nu-i nimica. Noroc că am avut inspirația să-mi schimb banii din Malaezia, din Kota Kinabalu, și să-mi iau roaming tot din Malaezia, că v-am zis de cartela aia de la Digi. Chiar în centru. No. În fine, problema aici îi. Unul la mână, nu există transport în comun, adică e incredibil de prost. Tot am căutat pe net, deci comparativ cu Singapore, unde totul funcționează mult mai ok, aici ci că autobusele vin când au ele chef, adică nu-i pasă nimănui că, nu știu, vine la oră fixă sau nu. No. Ci că de multe ori stai o oră și apoi dintr-o dată vin două autobuse de pe aceeași linie, știi, adică bă, dau încolo. Aici ai moschea sau nu știu ce-o fi.
Bine, că oricum mâine mă duc. Chiar nu-mi pare rău, adică chiar nu-i nimica de văzut. Plus, fiind Ramadanul, mi se pare că chiar nu-i nimica pe aici. Nici turiști, nici oameni pe stradă. Uite, am văzut 3. Ăștia cred că sunt turiști. Mai se plimbă pe jos. Și problema e taxiurile. Nu există aplicație de taxiuri. Este una, dar nu o poți instala. Toată lumea zice, domnule, nu mi-am putut o instala. Asta e... Așa, cum ajung acolo? Hai să văd dacă mai pot schimba niște bani aici, că m-o rupt aseară, adică nu mă așteptam să plătesc $25 pe taxiul ăla. Aia e undeva la 85 de lei, dolarii bruneiezi, bruneiani sau, mă rog. Și m-or spart, deci 85 de lei pentru 15 minute. Asta în condițiile în care cică benzina aici e super ieftină. Da, deci taxiul nu... Transport în comun nu. Deci ca și turist e super nașpa. Nu. Cartele SIM nu în aeroport. Exchange nu. Noroc am mucat ATM, bancomache. Dar în rest extrem, extrem de prost. Deci ca și turist e mult mai greu decât ai aștepta de la o țară de gen. Adică dacă m-aș duce, da, în, nu știu, Timorul de Est, a zice, domnule, acolo nu mă aștept la nimic. Dar aici, să n-ai condițiile de bază, știi? Dă-o încolo. Bă, nu știu dacă vedeți acolo cum stau ăia, deci la restaurante și-au pus mesele în față și nu dau numai la pachet. Deci nu pot mânca. Numai dacă iau la pachet. No, am fost, mi-am schimbat aici, n-am înțeles absolut nimica. Stăteam și mă chioram acolo la ecranul ăla. Deci fiți atenți, deci zice pe net, pe Google, zice că 100 de ringhiți îs 28 de dolari bruneni. Exact cum mi-a dat ăsta. La el scria, uitați-vă, că e la 354. Și eu tot mă gândeam, bă, cum mi-a dat 35 de dolari? Deci n-are nicio logică. Cum adică e la 354 și apoi îmi dă 28-25? N-are absolut nicio logică. N-am mai văzut așa ceva. Cine știe ce învârchelis? Hai mă, magneți odată unde. Bă, dar nu găsesc magneți. Nu știu unde ai mâncat, chiar nu știu. Uite, aici am foi o seară, am închis. A, nu mă. Ba, aici. Bă, dar nu pot mânca, mă, nici în Pizza Hut. Înțeleg. Deci da, cursul valutar era chiar ok. Și în Kota Kinabalu m-am prins curs mai ok, încă mi-am schimbat, că am zis, bă, când ajung în Kuala Lumpur, acolo e mai prost cursul la euro. În Kuala Lumpur 5.07, în Kota Kinabalu 5.11. Do you have magnets with Brunei? No? Okay, thank you. Bă, nu au. Is ok oamenii, se par surprinzător de ok. Dar nu au magneți. Iar pe jos nu prea mă pot duce mult, că mor de cald. Să mă duc și până la un mall la o oră de mers pe jos. Hai să vedem în ce parte vine așa. De aici, zice... Nu, și aici ai malul mării. Sau ce-o fi. Acolo cred că arde cauciucuri. No, bun, hai că... Ia, nici măcar nu știu unde să mă duc. Hai să încerc să văd dacă pot mânca, dar nu știu, să mă duc la Burger King. Bă, e cald, dar noroc că bate vântul, dar atât e cald. Și cred că am început să mă obișnuiesc cu căldura asta, că altfel până eram terminat psihic. Dar atât căldură, căldură, și asta mă enervează, mă, că mulți oameni tot asta zic, că domnule, eu aș vrea să stau numai în țările calde. Aș vrea eu să-i văd pe ea să stea un an de zile la 35 de grade. Tot în... Bă, am cine îmi scrie? Deci la 35 de grade și umiditate 90%. Aș vrea eu să-i văd stând tă la căldură din asta sau la 40 și ceva cum e în Dubai. Bă, n-ai cum, deci n-ai cum. La un moment dat aș vrea să vină primăvara, să vină toamnă, să... dea cu ploaie din aia să se răcorească, știi? Să mă duc la munte.
Deci credeți-mă că nu e. Deci asta că, vai, aș vrea să fie numai cald. Mulți ar vrea să fie numai cald, dar să fie 25-30 de grade maxim. Cum e la noi, nu știu, până mai sau din altice. Aia e altceva, unde nu găsesc țări din alea. Deci, în Asia nu există. În Asia tă 30 și umiditate. Sau 35-37 fără umiditate. Nu. Sau cum era în Hong Kong, 20 de grade, dar... Era un coteț, Hong Kong. Ne. Deci am găsit magneți exact acine, Selamat Datang. Bă, deci fiți atenți cum se termină trotuarul. Și direct în stradă. Eu știu din ce parte vin astea. Aici. Dar după cum vedeți, nimeni nu-i pe stradă, mă. Deci nimeni. Voi arăta magneți cam pe când o-i termina eu cu haiduche, cu călătoria, că mi-am luat prea mulți iară. Cât am zis că nu mi-ai luat așa de mulți, mă, și tot îmi iau prea mulți. Că-s ieftin. În Malaysia, ieftin. De unde vine asta? No, just here in Bandar. Bă, am fost aici la KFC. Asta nu-i... Dar nu. Nu te lasă să mănci înăuntru. Deci azi numai la pachet. Deci da, o-i mâncat la mine. Mi-o-i luat de acolo, de lângă mine, de pe stradă. Și o-i mâncat în hotel. No, am, asta este. Dacă astea sunt regulile, asta este. În țările astea mai puternic musulmane, cam așa e. Plus aici nu prea sunt străini. Probabil dacă ar fi, chiar că am lăsat. De exemplu, cum e Kuala Lumpur sau alte țări din Asia, Indonezia, Jakarta și altele unde există și creștini din rândul populației și mai sunt și turiști din alea, nu? Și hai să vă arăt. Da, asta e biserica. Sau, mă rog, moschea. Bă, e ok, dar uitați-vă, deci efectiv e singur aici, nu știu cum să vă zic. Deci e singurul ce se plimbă în stradă. Deci n-ai... Gen, frate, ce să mai zic, mă? Nu cred că au populație mare, adică nu știu cât, cred, sub 1 milion de locuitori. Da, nu prea e mare lucru de făcut. Hai că mă duc să mânc, că mi-e cam foame, mă. Plus e cald. E cald, dar m-am obișnuit, surprinzător, deci nu mă mai plâng atâta. Bă, atât timp număr banii, că... Nu știu să mai schimb sau... Nu știu unde ai mâncat de sare, aș vrea să mă duc la KFC, dar sper să pot plăti cu cardul. Că mi-am pus banii de o parte de taxi, 25, și mai am vreo 40 de dolari. Nu știu ce să fac, 40... Nu știu cât e de scumpă mâncarea, hai că mă duc să-mi iau amuz și văd după aia. Cred că încolo trebuie să mă duc, nu? Sau... Nu, mă, în partea asta altă. Uai, îți debusolat. Și trebuie să mă duc să-mi iau și cola sau Pepsi Brunean. Bandar Seri Begavan, zice. Brunei Tulei. Ai, coffee tea, ai, dar vreau să-mi iau este. Nu, stai că-mi iau cola. Takeaway? Okay. So what do you recommend? I mean, one of everyone. One. Oh. One chicken and rice. No, hotelul. Cât a net aici? 30 ceva de euro pe noapte, o fă ieftin, că... Stai, bă, ce fain miroase. Că nu vine nimeni. Bă, dar cum este părul? Da, e perioada în care nu vine nimeni. Hai să mâncăm. Bă, nu știu, mi s-a părut că e mâncare de-asta indiană sau nepaleză. Dar așa am văzut 6 seara că aveau, pe unde m-am plimbat. Numai nu mai aveau, de fapt. Am ajuns pe la 11, am trecut pe lângă 2, mai aveau... ceva chestii în două tăi, dar numai carne.
Hai să începem cu sucul, că este efectiv mort de seche. Hai să vedem dacă îi lower in sugar. Deci ăsta e, unde mai este în Asia? Malaezia, Singapore au sucuri cu zahăr mai puțin, nu zero, dar zahăr mai puțin. E rece cum trebuie. Am băgat o leacă și la congelator, că am făcut duș. Deci sucul a costat $1 brunean. Pepsi îmi place mai mult cola. Deci aia ar veni vreo 70-80 de cenți, cam pe acolo, euro. Dar nu știu cât ar veni, 4 lei, cam pe acolo. Vedeți, eu râs de asta. Mai arăbesc. Basmati sau cum. Ne dăm puișorul. Bun. Vedem asta. Cred că e de cartofi. Împlută cu. Interesant, îmi place. Poate carne și ciuperci. Bă, bun. Surprinzător de mult. Bă, deci... Ai, cu ou, mă, nu. Mă, bă, e fenul. Cred că auzeam pe ăștia, pe musulmani. Că, bă, ce greu e să ții Ramadan o lună de zile și eu. Am crezut că ei au voie să bea apă. Am crezut că n-au voie să mânce alea 12 ore sau cât e. Pe timpul zilei. Zic, bă, ce e așa de greu, mă, să nu mânci 12 ore? Și mă uitam urecem bă și văd că, de fapt, n-au voie să bea, n-au voie să mânce. Bă, mă gândesc, sincer, nu cred că aș putea fi musulman. Când ar veni Ramadanul, mi-aș lua mâncare, că ei își pot lua la pachet. În timpul zilei tău vezi că își iau, mai ales cu o oră, două înainte de iftar. Ora aia când pot ei mânca. Nu știu, ori mi-aș lua la pachet, ori acasă aș lua, nu știu, roșii, scoacă, slănină, pită și aici. Doamne, iartă-mă, amul asta este... Nu rezist. Amul nu știu dacă te iartă ori nu, dar... Bunul spuiuțul ăsta, făcut pe grill. Să simt chiar, mirosul meu. Băgăm și nahul. Puișor. Ou, nu puișor. Da, bine am dormit azi noapte. Wow. M-am pus somn de la... Dar nu merea aerul condiționat. Plus azi dimineața trebuie să cer iară hârtie și... Mă enervează, deci ați văzut, aia de fapt nu știu dacă ați văzut, că n-am filmat aseară. Atâta nu era. Păi nu era bună de nimica. Plus aerul condiționat nu mere. Adică, abia îl simți. Eu stau cu ușa închisă ca să-mi iasă aerul rece. Mai ok mâncarea, dar sincer, deci mai ok astea decât puiul cu orezul. Orezul e vechi. Nu știu că e de ieri. În schimb, astea, nu bine, mă. Mi-a auzit mai de seară când noi mere să mânc, nu știu pe unde, la KFC, probabil la KFC, să văd cum e și pe la ei. McDonald's nu este în zona asta, este mai încolo, dar nu mă duc. Vai, deci uitați-vă, mă, de o oră o ține tot așa, deci nu pot ieși să mânc, dar nici nu ploaie, nu știu dacă vedeți. Deci numai fulgeră non-stop. Deci de vreo oră. Deci n-am mai văzut așa ceva. Adică unde te fulgeră de o oră? Nu-i să închide ușa, mă. Deci, da. Ar trebui să fie închisă, da? Trag de ea. Deci nu se închide, frate. Nu se închide toate. Hai să văd dacă reușesc să fac ceva. Hai că mă grăbesc către KFC-ul ăsta, că am stat acolo vreo 5-10 minute și am 9 și la 10 închide.
Da. Deci a venit ăla, i-am arătat că pot deschide ușa, am închis-o și s-a blocat. Și apoi tot am încercat și cu cardul meu și cu al lui, am deschis-o și iară s-a blocat. Deci e ok, eu cred că e legată ușa sau ușile-s legate la ceva sistem de-a lor. Și pe acolo, nu știu, nu, ori n-avea curent, ori nu știu, nu. Interesant. Văd că sunt multe mașini pe aici. Cred că merg la slujbă. Nimă că aici au și jolibii. Și în Malaezia, acolo în Kota Kinabalu era. Unul, de fapt. Dar probabil vin mulți filipinezi și lucrează pe aici. Dai gol! Jolibiu! Nu-i nimeni. Hai să vedem. La câte? Ah. Până la 10 jumate, de fapt, e ok. Ui, nu, costa vreo 30-40 de lei. Mai trebuie să-mi vină ceva jalapeno. No, bun. Deci, am vrut să-mi iau nasile mag, dar o zic că nu-l mai au. Jalapeno, nu știu cum le zice. Este exact ca și chili cheese nuggets. Nu știu dacă mai are KFC-ul la noi chili cheese nuggets, dar exact la fel. Bunos. Nu e rău cuiu. Surprinzător de ok. Salata coleslaw. Ok. Bă, nu e rău. Bine că mâine, hai să văd câți bani am. Mai am de un meniu. Mâine mă duc la aeroport, am un mamurdel și mi-o luam cu un meniu de ăsta, că n-am văzut alte restaurante pe acolo. Deci, o-i da pe taxi 170 de lei dus întors. Numai din cauza că Biboli nu au transport în comun cum trebuie. Noi am încercat de Brunei, să putea și mai bine, dar n-am stat mult. Oamenii mi se par destul de ok. Cam toți vorbesc engleză. Dar nu, ieri am venit, azi am stat, mâine mă duc. În rest, cam asta e. N-ai ce facem. Aici ce că nu-i voie nici să fumez. Alcool interzis. Dar nu-i voie să fumez deloc, ci că ceva în genul. În Singapore ai voie, în anumite locații. Aici deloc. Nu e chiar bun puiul ăsta. Dar bine atunci, ne auzim mâine când zburăm. Și apoi în Malaezia. Și apoi în Dubai. Mai bine, până la urmă mi-am mai luat un meniu de ăsta, dar numai cu o bucată. Îs prea înfometat. Mai bun, ne auzim mâine atunci. Mai bine, azi zbor către Kuala Lumpur, îs la hotel și au ăștia transfermă la aeroport. Cred că aveau și încoace gratis. Și am mă duc peste 10 minute. Na, ne duce cu autobusul ăsta. Bă, nici la aeroport nu-i nimeni. Na, hai să vedem dacă pot mânca, plus mai am banii aia, 25 de dolari, nu știu ce face cu ei. Eu îi schimba, poate. A, da, mă, i-aș putea schimba aici. Da, mă, nu poți mânca aici, adică toate restaurantele sunt închise, cred că-ți poți lua la pachet sau ceva, dar mă rog. Hai că mi-am luat niște croasante, încă n-am trecut de pașapoarte, adică nu m-am băgat acolo la gate. Și mă duce undeva să mânc acolo jos, să nu strige careva pe aici, că aici văd că îs mai stricți. Am un aeroport, nu cred că ți-are nimeni baiul, dă-i încolo, că mi-au dat și un măș și de ăsta de gem de căpșuni. Hai să bag, dar mă enervează aici, mă. Adică ce sens are, mi-am luat cu ciocolată, ce sens are să închizi restaurantele dacă eu trebuie să vin să mânc aici, adică mai bine mâncam acolo înăuntru și mă vedea mult mai puțină lume. No, gata, am trecut de tăche, efectiv nu era nimeni nicăieri.
Fiți atenți, la ăștia de la AirAsia ai voie numai 7 kg. Mi-au scris pe bilet 8,5. Dar m-au lăsat să trec la check-in acolo. Am, sper să n-am probleme, că magneții ăia sunt kil și ceva, adică oricum îi pot lua, îi bag în buzunare și ceau. Sper să n-am probleme la îmbarcare, dar acolo tehnic nu te verifică dacă ți-a dat ăsta deja. Și am făcut un test, fiindcă tot timpul mă enervau ăștia de la Wizz, când zburam din Abu Dhabi, zburam cu ăsta și tot timpul îmi luam Wizz Priority, că nu se încadrează în mărimea aia să-l bagi de desubt, știi? A meu are 55 de centimetri lungime și la Wizz e numai 40. Și tot timpul îmi luam Wizz Priority și tot timpul îmi ziceau, sir, dar n-ai nevoie de Wizz Priority. Și amul nu mi-am luat. Deci zbor pe 11 acasă și nu mi-am mai luat Wizz Priority și vreau să văd dacă pot trece cu ăsta, că se încadrează în 10 kg, că ăsta are, nu, ați văzut, 8,5. Oare cum o să fie un test pe riscul meu, adică cred că trebuie să plătesc ceva în plus dacă nu m-or lăsa. La un moment dat e enervează și zice, nu, bine, hai că nu-l mai iau, și om vedea dacă mi-ți mai lăsa să mai trec atunci când nu mi-l iau. No. Bine, hai că mai stau aici o oră, două și zburăm. Hai că stau biboli cu cântarul și trebuie să scotem magneții. Bă, am trecut. N-o verificat decât pe aia cu trolere. Și că se vede, în fine. N-o bun. Bă, ăsta e cel mai nou avion de la AirAsia pe care l-am văzut. Și bineînțeles, stă pe al treilea loc din spate și zburăm imediat. Am ajuns tot la Robertson's aici. Am us în turnul din sud. Hârtie este destul. Stai să văd cât e. Bă, numai două. Uai ce mă enervează. Deci îți dau numai două din astea. No, hai de încă. Okay. Pui, no, bine, mi-am și comandat ceva, nici nu știu ce. Un fel de aia penet, ceva penet, nu știu ce, în fine. Și atunci, mâine, mă duc către Dubai și ne auzim din Dubai și încă nu știu de unde ai zburat din Dubai. Sau unde ai mere. Că ajung în 3 și în 11 am zborul către casă și oi face experimentul cu Wizz, da? Și atunci o vedea. No. Na, și am ajuns la terminalul 1, am venit cu taxi. Malaezia e una dintre țările unde pozie și mai ieftin sau la același preț dacă vii cu taxi decât dacă vii cu trenul. Fiindcă trenul e 55, taxiul e 65. Trenul iei din gara centrală, taxiul te duce de acasă, na. Plus dacă sunteți două persoane, deja nici nu mai are sens să merezi cu trenul. Dați mult mai mult. Na, bun, hai să merem, mai avem 2 ore și ceva. Na, hai că băgăm ceva de la Burger King aici. Păi, na, bine, hai să băgăm și apoi să merem. Bă, eu sunt primul care intră în avion. Cred că e prima oară când mi se întâmplă asta. Și, bineînțeles, stă pe locul meu. Al treilea din spate, pe culoare. Bă, nu știu, e cam gol zborul ăsta. Efectiv, nu-i nimeni pe aici. Și rar se întâmplă, extrem de rar. Mai ales pe lungă durată n-am prins niciodată așa de gol. Până la 3-4 ore mai prins, dar... Ăsta e chiar gol. Na, am ajuns în Dubai de ira, merem să mâncăm pe undeva și vedem ce mai facem. Na, deci aici aros, Damascus, aici humusul e cel mai bun. Hai că-mi comand. Na, nu, bineînțeles, încep să apară platourile astea care contează. Uai, ce mult îmi plac, mă. Deci când văd platou de ăsta, mama mia. Și trebuie să vină și humusul cu ceva carne. Și humusul cu carne. Mie aici îmi place humusul. La aros ăsta, hai să băgăm. Bă, deci tot aici e un deliciu culinar. Pita aia e nelimitată. Dacă le bagi pe alea 3 pituțe, îți mai aduc alta. Hai că băgăm tot și apoi gătăm. Păi, no, bine, mă, a fost extraordinar. No. Cam atât ai atunci pe aici. Eu mă duc și mă interesez să văd dacă mă pot duce în altă țară sau nu. Cam 3 până în 5 stau la hotelul ăsta și am mâncat în clipul ăsta, atunci o alunecat și ne auzim data viitoare.